Consiliul Județean Dâmbovița a fost gazda evenimentului Noi Orizonturi în relațiile de parteneriat România-China, la care au participat o delegație de femei antreprenori din Beijing, Republica Populară Chineză, europarlamentarul Viorica Dăncilă, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița Claudia Gilia, deputatul Carmen Holban, deputatul Oana Vlăducă, Gelu Rusescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Dâmbovița și oameni de afaceri din județul Dâmbovița. Nu au lipsit mesajele din partea oficialilor județului Dâmbovița, dar și din partea invitaților. Suntem onorați să avem astăzi în mijlocul nostru o delegație care vine din Republica Populară Chineză. Din delegație fac parte 14 persoane, 8 dintre doamnele distinse care au venit astăzi la noi sunt femei antreprenori. Distinsele doamne au venit la invitația doamnei europarlamentare Viorica Dăncilă, căreia îi mulțumim tare mult că a facilitat această vizită. Suntem onorate că delegația din Beijing a ales județul nostru pentru a avea această întâlnire cu mediul de afaceri, cu doamnele din mediul de afaceri dâmbovițean. Dâmbovița are o multitudine de oportunități de afaceri și sperăm ca prin reuniunea de astăzi să deschidem noi orizonturi ale parteneriatului, nu doar în materie comercială, dar și interuman între cele două state. Consider un eveniment important pentru Dâmbovița, un eveniment important atât din punct de vedere a dezvoltării relațiilor de prietenie cu Republica Populară Chineză, dar și a oportunităților investițiilor în județul Dâmbovița. Știu că mulți vă puneți întrebarea de ce Dâmbovița. O să răspund foarte simplu, pentru că este un județ în care avem oameni implicați, oameni care vor să contribuie la dezvoltarea județului. Lai dao Romania 2 tian. Shou xian gan shou dao de shi yu mei de ziran huanjing. Azi este a doua zi pentru noi în România. Prima impresie pe care am format pentru țara dumneavoastră este un mediu foarte, foarte frumos. 感受到的是我们罗马尼亚人民的热情、友好、好客。 Și simpatie, ospitalitatea și prietenie nutrită de prietenii noștri români față de noi. După întâlnirea de la Consiliul Județean Dâmbovița, delegația de femei antreprenori din Beijing, europarlamentarul Viorica Dăncilă, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița Claudia Gilia, deputatul Carmen Holban, deputatul Oana Vlăducă au vizitat Parcul Industrial Moreni, societăți comerciale, dar și alte obiective turistice din județul Dâmbovița.